Candidații noștri au parcurs sute de kilometri în județul Sibiu, au dat mâna cu peste 50.000 de persoane. Au strâns mâna a peste 50.000 de persoane în județul Sibiu. Am făcut și un ziar, ziarul Uniunea, pe care o să vă rog să-l studiați și dumneavoastră ca profesioniști, să-l priviți cu ochiul critic și să ne transmiteți exact părerea dumneavoastră. În campanie am avut foarte mare noroc cu colegii de la producția online, să-i spunem așa. Am avut 5 testimoniale video, susținere de la personalități locale, Marius Turdeanu, Bogdan Sărătean, Radu Vancu, Maria Moga, Dan Perjovski, așa cum știți cu toții. Ce vreau să vă spun, că în căutările Google, din ultimele 7 zile, filiala USR Sibiu este pe primul loc la căutările generale, dar și strict politice, atât între filialele USR din țară, cât și filialele dintre toate partidele din țară. Deci, în Sibiu, Sibiul are cele mai multe căutări pe Google. Asta se datorează și colegilor noștri, în mare măsură colegilor noștri, Marius Moga și Marius Lung, care s-au ocupat extraordinar de bine de online. Ca o știre pot să vă spun că numărul de căutări în Sibiu, ca număr de căutări, Sibiul are dublul numărul de căutări al PSD-ului sau PNL-ului. Deci noi stăm cel mai bine la căutări Google pe județul Sibiu. A zis o cifră? Aici nu este vorba de cifră, este indicatorul de relevanță pe care calculează Google-ul. Păi dacă zicem de un număr, numărul există, o cifră, da? Eu zic da. Să zicem cifrele. Da, Google-ul nu ne zice număr. Ne zice un indicator de relevanță și Sibiu este la 100, la maxim. Filiala USR. Aici avem un grafic. Da. Astea sunt pe Facebook. Pe Google este indicatorul de relevanță care îl folosește Google-ul ca motor de căutare. Deci nu pot să vă spun câte clicuri s-au dat pe USR Sibiu, nu despre asta este vorba. Este vorba de faptul că cel mai mulți oameni au căutat pe Google USR Sibiu. Am avut postările de pe pagina de Facebook, au avut un reach total de peste 1,5 milioane de persoane. 400.000 de vizualizări ale filmulețelor USR din Sibiu. 173.000 de persoane au interacționat cu postările noastre și au avut 3.190 de like-uri, la mică distanță de PNL Sibiu, dar de 10 ori mai mulți oameni au interacționat cu pagina noastră. Toate aceste lucruri s-au datorat, în principal, muncii colegilor noștri, echipei USR Sibiu, dar și modului de a face campanie diferit al USR Sibiu. Este vorba, după cum știți, de festivalul USR, care a organizat 16 evenimente atât în sediul USR din Sibiu, cât și din întreg județul. La evenimentele acestea au participat peste 6 de persoane. Ca o concluzie, aș dori să mulțumesc încă o dată întregii echipe USR Sibiu. Chiar dacă suntem oameni care n-am mai făcut politică niciodată, am dovedit că profesionalismul din mediul fiecăruia a ieșit la suprafață acum.